Bun regăsit, regiunea în obiectiv cu subiecte interesante, cu evenimente interesante despre care mă bucur să aflu mai multe lucruri pe parcursul acestei ediții. În partea a doua a emisiunii, alături de mine va fi Simona Dordea de la Opera Română din Cluj, pentru că sâmbătă avem întâlnire în centrul orașului pentru a ne bucura de spectacol de operă în aer liber. Ne va da Simona mai multe detalii atunci când va fi în platou. De asemenea, vom afla cum stau lucrurile acum, în acest moment, în Brașov, unde este în plină desfășurare Cerbul de Aur. Colega noastră, Anca Babaioana, va intra în legătură telefonică pentru a ne aduce noutățile. Și, de asemenea, vom povesti despre standul cu produse, cu bunătăți, să zic în felul acesta, standul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. În Parcul Central se desfășoară un festival al lucrurilor foarte gustoase și vom afla mai multe lucruri despre produsele cu care vine Universitatea în atenția tuturor. Înainte însă de acest lucru, aș vrea să aflu mai multe detalii despre ce au urmat dezbaterii de la primăria Cluj-Napoca. Săptămâna trecută a fost o dezbatere pe tema creșelor. Chiar în platou a fost și atunci Cristina Grigore, director executiv al Fundației Părinți din România, și era foarte indignată, sigur, sub aspect bun, pentru că își dorește ce este mai bun pentru toți copiii care locuiesc în Cluj. Era indignată de situația creșelor. Vom intra și cu Cristina Grigore în direct în scurt timp. Chiar acum însă îl avem la telefon pe Ionel Espuc, colegul nostru, care ne poate face o prezentare succintă a situației, a celor decise în urma dezbaterii de săptămâna trecută pe acest subiect. Bine ai venit, Ionel! Bine te-am găsit, Irina. Așa este. Ieri, în ședința de Consiliu Local, s-a discutat pe marginea noului regulament propus pentru înscrierea la creșe. Numărul mic de locuri din creșe îi face pe administratorii orașului să caute noi criterii de departajare. Ultima găselniță rezultată din dezbaterea publică de săptămâna trecută, despre care vorbeai și tu, este avantajarea locuitorilor cu o perioadă mai lungă de domiciliu neîntrerupt în Cluj-Napoca. Așadar, numai în caz de punctaj egal, la balotaj, se aplică această regulă. Cei care locuiesc în Cluj de peste 10 ani primesc punctajul maxim, iar cei care s-au mutat de mai puțin de 2 ani niciun punct. Acesta este și motivul pentru care o mămică s-a plâns în ședința de Consiliu Local de regulă și a considerat-o discriminatorie, ceea ce cred că chiar este. Femeia a venit de curând din Spania, unde spune că nu a întâmpinat dificultăți. Ea a explicat că acolo autoritățile locale sau naționale încearcă să nu aibă niciun fel de formă de discriminare, să pedepsească chiar situațiile de discriminare. Ea s-a întors la Cluj și iată s-a întâlnit cu acest fenomen. Este practic în pielea personajului care nu are o vechime foarte mare în Cluj, tocmai întoarsă de la Madrid, și s-a uitat de această regulă pe care tocmai a votat-o Consiliul Local. Ieri, în urma dezbaterilor, 22 dintre cei 24 de consilieri locali au votat pentru introducerea noului regulament, în vreme ce 2 s-au abținut. A existat și o dezbatere între consilierii locali. Consilierul PSD, deci din opoziția din Consiliul Local, Dan Morar, a venit cu o chestiune foarte de culoare, aș spune. A arătat că primarul Clujului a venit din Răchițele, comuna Mărgău, că viceprimarul Dan Tarcea s-a mutat la Cluj de la Baia Mare și probabil la momentul când au avut copii mici, nici ei n-ar fi avut cel mai mare punctaj în acest, dacă e să luăm acest regulament. De asemenea, a spus că noul regulament ar putea să ne dea idei. De exemplu, să-i lăsăm pe locuitorii din Cluj să circule cu mijloace de transport în comun, iar pe venetici să îi lăsăm doar între anumite ore să urce în troleibuze și autobuze. Ceea ce sigur că a încins spiritele în ședința de Consiliu Local, după aceea s-a ajuns la atacuri politice, dar cum spuneam încă de mai devreme, regulamentul a trecut, asta e ceea ce e important, 22 de voturi pentru 2 abțineri și
funcționează. Începând din septembrie, se vor înscrie copiii la creșe. În baza acestui regulament, vreau să spun că în municipiu există în acest moment 1147 de locuri în creșe. Din acestea se eliberează 110 în septembrie prin plecarea unei serii de copii la grădinițe. De la 1 octombrie, pe strada noastră aici în Grigorescu, pe Donat, finalizează o creșe nouă cu 90 de locuri, așadar capacitatea totală pentru întreg municipiul va fi de 1237 de locuri. Creșe foarte puține în comparație cu numărul mare de copii de vârsta creșei. Observat este că în alte orașe nu este nevoie, oamenii se plâng de natalitatea mică, la noi nu, nu este această problemă, dar apare problema creșelor. Copiii părinților care sunt activi, care merg la serviciu, nu au unde să își petreacă timpul în cele 8 ore și se ajunge la căutat de bone, la părinți care trebuie să renunțe la serviciu și așa mai departe. Da, sigur, despre acest lucru mai putem discuta destul de mult, însă realitatea este foarte concretă. Nu sunt mai multe spații în acest moment. Probabil că discuțiile pentru noi creșe există și acestea se vor construi în viitor. Durează mult să construiești o grădință, nu poți să o faci doar într-o singură lună și de aici nevoia de a găsi o anumită departajare din moment ce numărul solicitărilor este cu mult mai mare decât al locurilor existente. În concret, Irina, sunt două creșe care sunt în construcție în acest moment pe lângă cea de pe strada Donat, una pe Grigore Alexandrescu și una pe Mediad, doar că, din informațiile noastre, acestea vor putea fi inaugurate și vor putea primi copii abia peste 2 ani. Asta este problema. Mulțumesc foarte mult, Ionel. Ne mai auzim pe alte subiecte în edițiile următoare. Mulțumesc. Cristina Grigore este la telefon. Bun găsit, Cristina, director executiv al Fundației Părinți din România. Bine v-am găsit. Să continuăm puțin, având acum, iată, informații noi, respectiv concluziile dezbaterii de săptămâna trecută și regulamentul care a fost adoptat în ședința de ieri în Consiliul Local. Da. Zice timp. Săptămâna trecută când ne-am întâlnit noi, Cristina, erai foarte, cum să spun, incisivă, îmi permit să folosesc cuvântul acesta, așa. Dar într-un sens bun, pentru că de fapt tu te lupți pentru părinții care doresc să își ducă copiii la creșă pentru a-și putea continua serviciul sau, mă rog, pentru motivele absolut logice. Și era cumva o confruntare cu autoritățile pentru că acestea nu veneau cu soluții concrete. Soluția care s-a găsit a fost, iată, în cadrul acestui regulament, regulament care până la urmă nu a putut să aducă decât poate să iasă așa în lumina reflectoarelor acea modalitate de departajare în cazul unui baraj care cu siguranță se va întâlni având în vedere numărul mult mai mare al cererilor față de locurile existente. Da, am participat la dezbatere și am ridicat problema aceasta a discriminării încă de la propunerea care a fost făcută. A fost, vreau să precizăm că a fost o propunere venită din partea primăriei și susținută foarte mult doamna viceprimar Ola Gemeșe, cu departajare, cu punctaje acordate în caz de balotaj. Sunt două. Unu, acel domiciliu sau vechimea domiciliului pe de-o parte, iar pe de altă parte când se întoarce data în ordine descrescătoare a reîntoarcerii părintelui din concediu de îngrijire copii. Am spus atunci, o spun și acum, ambele măsuri sau ambele criterii de departajare mi se par discriminatorii. Odată, unul, pentru că în cazul reîntoarcerii vorbim de data de naștere a copilului și astfel administrația publică, în speță primăria Cluj, consideră că trebuie să facem copii exclusiv din luna septembrie și până în luna ianuarie. Copiii din februarie și până în luna august vor fi discriminați pentru că vor primi mult mai puține puncte, adică nu vor avea niciodată șansă să primească maxim 5 pentru reîntoarcere a mamei din concediu până la data de 30 septembrie, iar în cazul domiciliului vom vedea
revenim la o situație care exista înainte de 1989, a calității de cetățean. Ești mai cetățean dacă plătești taxe de 2, de 10 ani și ești mai puțin cetățean dacă plătești taxe de, să zicem, de un an de zile, pentru că pe noul regulament nu primești niciun punct dacă ai domiciliu de un an de zile. Cristina, și am făcut o afirmație, da, în care spuneam că atunci înseamnă că primăria, dacă eu am o locuință de un an de zile, atunci primăria trebuie să se abțină la a-mi impozita locuința sau orice bun pe care îl am pe raza municipiului Cluj, pentru simplu motiv că nu pot să nu sunt cetățeni suficient de important din moment ce la creșă primesc 0 puncte. Cristina, aștept cu nerăbdare să ne întâlnim mâine în platou, pentru că subiectul este foarte amplu și mai sunt încă multe situații pe care aș vrea să le punem în concret în discuție. Tocmai de asta mâine așteptăm și mai multe mămici alături de tine și nu numai mămici. Subiectul așadar va fi discutat și mâine. Vreau acum doar o primă impresie după adoptarea regulamentului care s-a făcut ieri. Mulțumesc foarte mult, Cristina. Va crea mai multe probleme decât cel care a fost anterior. Absolut. Sigur, care vor duce, cred că, și la repercusiuni din punct de vedere legal și al legislației românești și europene. Le discutăm mâine. Mulțumesc încă o dată. În clipele următoare aș vrea să mergem măcar cu gândul în parc și după emisiune să mergem în modul cel mai concret în Parcul Central, pentru că acolo se desfășoară Festivalul Vinului, în cadrul căruia USAMV, cum spunem pe scurt, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, are un stand foarte generos cu bunătăți impresionante. Alături de mine se află doamna profesor dr. Corina Cătană. Bine ați venit! Bine v-am găsit. Împreună cu tânărul doctorand Alexandru Ghețe, tot de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Bună ziua și bine v-am găsit. Spuneți-mi, în primul rând, unde este standul? Cred că, Alexandru, tu știi să ne spui mai bine. Mergem în parc și găsim un stand cu multe bune. Nu mergem numai după miros. Mergem corect. Și după orientare. Și după orientare, da, lângă clădirea de la Arte Plastice. Chiar lângă Universitatea de Arte Plastice, da, chiar lângă clădire, avem un stand destul de mare și sunt și bannerele puse, deci este vizibil. Ușor de depistat. Așa, plus minus, e chiar în inima parcului, o amplasare foarte bună. La acest stand, ce produse întâlnim? Cu ce produse vine Universitatea să-i întâmpine pe clujenii dornici de a încerca bunătăți mai aparte? Răspund eu? Da. Cum doriți, doamna Cătană. Vă mulțumim că ne-ați găzduit și ne-ați primit. Profit de ocazie să invit toți clujenii și toți trecătorii prin Cluj ai acestor zile să ne viziteze în parc. Nu întâmplător avem standul lângă Universitatea de Artă și Design. Este o colaborare foarte strânsă între cele două universități, de cu o vechime de peste 10 ani, pe care dorim într-adevăr să o fortificăm. Ce vă propunem noi și de ce este foarte important să veniți? Este prima ediție a unui festival de consum al vinului, deci un festival al vinului în aer liber. Este un concept nou și cu ocazia asta vreau și să facem, pentru că suntem încă în faza de pregătire, vreau să fac o precizare și cu o rugăminte pentru viitorii noștri vizitatori să aibă îngăduință. Este un festival la prima ediție, este un concept pe care îl propunem complet nou, despre deosebire de festivalurile cu care este obișnuit Clujul, și de aceea, categoric, la prima ediție vor apărea și probleme sau inadvertențe. Important este că am reușit și este extraordinar că se face un festival al culturii vinului. Deci, practic, ce dorim noi nu să stimulăm consumul vinului, ci consumul vinului în cunoaștere. Este extraordinar să-ți placă să mănânci. Este extraordinar să preferi să bei o bere sau un vin sau orice altceva, un suc de fructe pe care le promovăm noi, să mănânci un iaurt extraordinar, atâta vreme cât și înțelegi ce se întâmplă sau de ce este produsul respectiv. Deci nu, să luăm exemplul vinului sau al iaurtului, nu doar
gustul și în ce măsură îmi place gustul ar trebui să fie criteriul după care ne cumpărăm un vin sau un iaurt? Gustul, da. Pentru că, nu, fiecare cumpără și gusturile nu se discută și fiecare are altă paletă de preferințe. Toate sunt bune, categoric. Unora ne plac mai dulci, altora mai acre sau așa mai departe. Ideea este, și care este conceptul acestui festival, nu este unul de comercializare, ci unul de a afla știința din spatele acestor produse. Pentru că, practic, fiecare produs pe care îl cumpărăm noi, că îl cumpărăm de la un târg, că îl cumpărăm din piață de la un producător, un mic producător, înglobează o tradiție, înglobează o cunoaștere, înglobează niște linii sau niște linii bacteriene, niște lervuri în cazul vinului sau drojdii sau bacterii în cazul iaurturilor, care nu sunt la întâmplare. Deci, practic, de aia și suntem implicați în acest festival al vinului, pentru că noi, practic, încercăm să atragem atenția asupra procesului științific aflat în spatele unui produs care poate părea foarte zglobiu, foarte vesel, de, cum să zic, la îndemâna oricui, dar care în spate are o proprietate intelectuală, are un proces de dezvoltare, un proces de selecție, da? Cum s-ar spune, știința. Luăm câteva exemple să le detaliem. Știu că, adică vorbeam înainte de emisiune, gama de iaurturi. Da, deci fiind universitate, chiar dacă este un festival al vinului, noi întotdeauna ca universitate suntem un bloc. Deci este un festival al consumului de vin, teoretic vinul și oenologia aparține Facultății de Horticultură. Cu toate acestea, noi suntem o universitate complexă și da, la standurile noastre veți găsi produsele horticole tipice, deci clar că vom avea produse din care intră în procesul de vinificare, dar alături de noi se găsesc și ceilalți colegi, colegii de la Știința și Tehnologia Alimentului, pentru că practic acolo se învață efectiv partea industrială de tehnologizare a produselor agricole. Ei vin de data aceasta cu ultimul lor produs scos, omologat și scos pe piață, care a avut un succes extraordinar, și anume Gourmeticus Academicum. Îmi place și numele acesta, și latinesc și academic, pentru că este o creație a grupurilor de cercetare în care sunt implicați și masteranți și doctoranți și, evident, și studenți ca învățăcei, nu neapărat, sub conducerea cadrelor didactice de la Știința și Tehnologia Alimentului. De asemenea, avem colegii de la agricultură, care o să vă spună colegul meu despre ce imediat ce produse oferă ei. Sunt colegii de la zootehnie și biotehnologii care au profitat de acest lucru, ne-au adus produse de miere, nu? Vinul este dulce, dar este dulce natural, mierea este un alt dulce natural. Și de asemenea, pentru că parcul și expoziția este deschisă și copiilor, avem și un stup demonstrativ, este un stup de observație, în sensul că este un stup care are un geam prin care se vede efectiv activitatea într-un stup, care altfel ar fi inaccesibilă omului, pentru că nu este transparent, să vedem cum lucrează albinele. Au adus și ceva gogoși de mătase, pentru că foarte mulți purtăm mătase și habar n-avem cum arată o gogoașă și un vierme de mătase. Și ni s-a părut extraordinar, pentru că accentul participării universității este acela de educație. Și educația, din punctul nostru de vedere, și universitatea noastră promovează genul acesta, pe lângă școala efectivă, o educație fun, distractivă, unde oamenii să vină să se joace puțin, pentru că în momentul în care te joci, înveți. Alexandru. Da. Deci, după cum spunea doamna profesor, avem o vastă varietate de produse, începând de la fructele care sunt produse la stațiunea horticolă și până la plantele aromate, cu care la fel suntem parte în festival. Sunt produse în serele de la noi, de la disciplina de fitotehnie, și sunt obținute prin lucrările practice ale studenților, fie parte de cercetare, fie partea de lucrări de licență, și plantele sunt obținute efectiv din munca și participarea studenților. Ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că studenții
pot să participe efectiv la partea de producere. Astfel încât ei, după ce termină facultatea, deja știu exact ce au de făcut pe piața muncii. Și asta este un foarte mare plus, faptul că facultatea și universitatea este dotată cu aceste laboratoare și cu aceste părți de microprocesare, microproducție. Este un avantaj foarte mare pentru noi să putem ieși pe piață cu astfel de produse și este și o mândrie pentru noi. Avem o gamă de produse de plante aromatice, care sunt foarte, foarte cunoscute și mai nou, acum începe un trend. Lumea preferă, în loc de condimente, preferă să aibă o plantă în bucătărie pe care să o ia și să aromatizeze mâncarea sau propriu-zis, busuiocul, sau mentă sau roieniță. Avem la fel melisa, pentru cei care o cunosc, foarte aromată, foarte plăcută și deja lumea tinde să și le producă în stare proaspătă, e un mare avantaj. Plus că nu sunt tratate chimic, faptul că ți le crești în bucătărie, știi exact ce consumi. Și asta este un mare avantaj pentru consumatori. De curiozitate, vedeam imagini și cu aloe vera, cu aloe. Cum facem? Și aloe avem în ghivece, dar de obicei este ca plantă ornamentală în cele mai aloe vera are o proprietate foarte importantă. Reține radiațiile de la monitoare și de la tot felul de aparate electrocasnice, reține parte din radiații și este foarte bună inclusiv pentru partea de cosmetică, ajută foarte mult tenul pentru curățare, deci propriu-zis se desface partea de frunză, se înlătură așa și rămâne partea de gel care se poate utiliza. Am văzut la... E obișnuit? Adică pur și simplu iei frunză și... Da, acum te întreb pe tine, nu știu exact dacă ești specialist, dar... Nu sunt specialist pe partea de cosmetică sau partea medicală. Noi facem partea de producere, partea de producție. Și la fel avem ulei de lavandă și partea de apă de lavandă, care la fel se poate folosi și ca și demachiant, revigorant, ajută foarte mult la arsurile solare. Deci avem o gamă foarte... Și intenționăm pe viitor să ne facem o colecție de uleiuri volatile, care se obțin destul de greu, e drept, sunt cantități foarte mici în plantă, dar care sunt foarte apreciate și obținem uleiuri de foarte bună calitate. Pentru că forța de muncă sunt studenți, adică forța de muncă. Aici e o combinație perfectă între, cum să spun, nevoia de forță de muncă, dar nu o să puteți voi să angajați oameni, presupun multe cheltuieli, dar este și nevoia tinerilor de a face lucrurile practice, exact așa cum punctam mai devreme, nevoia pentru a pune tu mâna și a aplica teoria pe care ai învățat-o tu în mod concret ca să obții acea experiență pentru momentul în care ai obținut diploma de absolvire. Atunci e perfect, e îmbinarea perfectă. Propriu zis, eu cel puțin am remarcat, poate și înainte o fi fost și nu mi-am dat eu seama, dar parcă în ultimii ani tot mai mult universitatea iese în atenția publicului cu lucruri din acestea foarte concrete și foarte practice. Poate și înainte se întâmpla la fel, dar informația nu ajungea dincoace de partea universității. Da, aveți dreptate. Încercăm și noi să rămânem tineri, profesorii care suntem trecuți de o anumită, și să învățăm de la tinerii noștri. Îi ascultăm, avem cercurile studențești întotdeauna, și când eram eu studentă funcționau cercurile studențești, am fost chiar la cercul de fitotehnie, dar era o activitate tot școlară. Ei, acum cercurile acestea studenți, cum este și cercul de bioartă, pe care îl coordonez eu, încercăm să-i ascultăm pe studenți și ei nu vor neapărat să înveți o tehnologie sau ceva, ei vor să facă altceva. Deci totdeauna întrebarea este, noi în afară de curs nu facem și altceva? Avem un campus extraordinar. Foarte puțini clujeni au fost în interiorul campusului. Toată lumea știe unde este universitatea noastră și când vin prima dată în curtea universității, rămân paf. Deci, wow, cel mai frumos loc din Cluj. Și o spun și cu mândria celui care aparține USAMV și care a crescut în USAMV, s-a format în USAMV, dar și cu mândria clujanului că ai un loc frumos unde poți să-ți aduci, chiar dacă n-ai nimic de a face cu agricultura. Și atunci am zis, hai să ieșim puțin din curtea noastră cea frumoasă, din turnul nostru de fildeș, și să participăm la toate manifestările acestea publice. De exemplu, o să aveți ocazia să vedeți, uitați, sunt deja imagini, de la expoziția Rădăcini, care este făcută împreună, sunt terariile care, practic, sunt făcute în cadrul Cercului de Bioartă. Cercul are vechime de 10 ani, are 10 ediții de expoziție și cu toate acestea nu știu dacă știe lumea despre această acțiune.
Ideea aceasta de colaborare cu cei de la Universitatea de Artă, tocmai din nevoia asta a venit, ca noi tehnologii, noi inginerii, care gândim, știți cum se e o vorbă, că inginerii sunt deștepți, dar au o problemă cu exprimarea, sau se exprimă mai greu, și atunci am spus, haideți să batem palma cu colegii de la artă, care promovăm și vă spuneam că tot festivalul și tot ceea ce facem noi la nivel de ieșire în afara curții școlii este tocmai aceasta de a găsi o formă, n-a spune emoțională, dar o formă frumoasă care să atragă omul. Nu neapărat să dea o explicație tehnologică. Pentru asta sunt cărțile, bibliotecile și chiar colectivele noastre care la orice oră din zi la școală răspund oricăror întrebări. Și online și direct, deci nu este problema. Problema este că oamenii nici nu știu ce să întrebe și atunci o expoziție vorbește mai mult decât un discurs academic. Și am convenit ca produsele noastre, tehnologiile noastre, să aibă mai puțin partea care o prezentăm la congrese, de exemplu, unde trebuie să mergem cu informație științifică, și să facem niște lucruri, de exemplu, noi prezentăm aici microecosisteme, dar în loc să ținem un discurs despre rolul ecosistemului, rolul biodiversității, rolul speciilor, interacțiunea dintre specii, am aranjat niște microecosisteme în niște structuri gândite după caietul nostru de sarcini, dar create de artiștii clujeni, respectiv de studenții și respectiv cadrele didactice de la Universitatea de Artă și Design. Clujanul vine, se uită la o expoziție, vede un terariu, care este un obiect de artă, și înăuntru vede un microecosistem și începe să-și pună întrebări. Nu va avea poate pe loc răspunsul, dar are nume, adresa disciplinelor și a persoanelor de contact și în orice moment poate să răspundă la o întrebare. Și noi considerăm că o prezentare din aceasta în spațiu public este mult mai, hai să folosim termenul de la colegii de la Știința și Tehnologia Alimentului, este mult mai digerabilă decât un discurs cu denumiri științifice și așa mai departe. Nu pot decât să aprob, așa este, mai ales eu primind informația din afara universității dumneavoastră și atunci e foarte pe înțelesul meu tot ceea ce ați spus. Și mai devreme povesteam noi, Alexandru, că de fapt lucrurile sau toată structura de dezvoltare a unui student în cadrul universității este astfel încât să integreze informațiile, dar și practic să creeze un stil de viață universitatea în sine, propriu zis. Corect. Încercăm cât se poate de mult să dirijăm înspre consum de produse cât mai ecologice, cât mai sănătoase, produse pe cât se poate în stare proaspătă, încurajăm tinerii fermieri care sunt în apropiare de orașul Cluj, în cazul nostru, să producă produse ecologice pe cât se poate și cât mai sănătoase, astfel încât este mai ușor să previi și este mai ușor să consumi un produs sănătos, care nu-ți afectează sănătatea, decât să ajungi la alte probleme. Și atunci încurajăm această agricultură, acest tip de agricultură, care să se producă în apropiere și care să asigure pe piața Clujului o parte cu produsele ecologice de care avem nevoie. În concluzie, ne întâlnim în Parcul Central până duminică, data de 2 septembrie. Exact. Există tot planul, desfășurătorul, văd că l-aveți și dumneavoastră printat, există pe site-ul festivalului, cu orele exacte, unde se țin infopointurile, deci locațiile exacte pentru cei care doresc să pună întrebări și unde avem permanența asigurată prin studenții voluntari, deci iarăși o acțiune prin care studenții noștri participă efectiv, pentru că ei nu trebuie să învețe doar partea științifică, ei trebuie să învețe și cum se organizează un festival, care sunt spatele scenei și a organizării unei asemenea eveniment, atitudinea pe care trebuie să o ai cu un potențial client. Am făcut cu ei training înainte de asta, da? Și ca să învețe puțin și că imaginea spune mai mult decât cuvintele. Și de asemenea pe site o să vedeți orele și locațiile exacte ale acțiunilor noastre, pentru că sunt câteva întrebări, workshop-uri, chiar și eu am un workshop împreună cu colega mea, asistent universitar doctor Alexandra Mureșanu de la Universitatea de Artă și Design. Noi vă așteptăm sâmbătă la ora 16 la casino, în sala interioară a casinoului, unde o să discutăm despre educație și despre bioartă, un pic.
15 minute, deci nu ținem discurs. 15 minute vorbiți dumneavoastră, după care vin întrebările. Corect, și lucrurile. Da, deci nu vrem să ținem un curs. Și de asemenea, colegii, conform planului care există pe site-ul festivalului, sunt orele cu locațiile exacte, aproximativ din parc, unde vor avea intervenții toți cei care expun din cadrul universității noastre la parc. Noi vă așteptăm cu drag pentru că o să vă placă. Deci, vedeți, este o activitate care este și pentru bătrâni, este și pentru maturi, este și pentru tineri, este și pentru adolescenți și este și pentru copii. Pentru că nu-i așa, toată lumea mănâncă și toată lumea trebuie să și știe această cultură, artă, știință, toate chestiunile care gravitează în jurul mâncării. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit. Vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim pentru invitație. Uniunea ziariștilor profesioniști din România se pregătește de sărbătoare. În curând se vor împlini 100 de ani de existență. Uniunea a fost înființată în 1 ianuarie 1919, iar inițiativa i-a aparținut unui grup de 50 de ziariști foarte tineri din București. Special venit la Cluj, președintele Doru Dinu Glăvan a vorbit despre importanța celebrării acestui centenar. Faptul că am ajuns la Cluj nu se putea fără o întâlnire cu jurnaliștii de aici, mai ales că peste 60 de jurnaliști din Cluj sunt membri Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Deci obligație de moralitate, de orice. Și chiar mi-e drag. Iar faptul că vorbesc de la acest birou este un moment chiar emoționant. Pentru că aici a lucrat, a trudit și a construit o presă independentă, Ilie Călean. E o întâlnire firească și îmi face mare plăcere, chiar dacă după frământările care am avut în cadrul Uniunii, s-au reunit cei de la Cluj și mi-a plăcut că s-au numit filiala 1991, în sensul că atunci s-a construit această filială după 1990, iar Ilie Călean a fost cel care a ținut de ea, iată, peste 25-27 de ani. Nu am motive importante să spun că am venit cu o tematică, dar întâlnirea este importantă, așa cum importante și dialogurile, sau ceea ce le comunic eu, ce întrebări au ei și cred că va fi un lucru bun pentru ce se poate întâmpla în continuare. La începutul anului 2019 vom celebra 100 de ani de existență acestei uniuni. După emulația Marii Uniri de 1918, la începutul anului 1919, un grup de jurnaliști, cum se întâmplă de obicei, și entuziaști, și au creat această uniune. Iar noi, după 90, ne-am considerat urmașii lor. Statutul aproape integral am luat și acest eveniment trebuie să-l marcăm. Dar de centenarul ZP-ului trebuie să ne ocupăm în mod deosebit. Și atunci, cu siguranță, în Cluj vor putea fi, și în Transilvania în general, vor putea avea loc manifestări foarte importante de rememorare a ceea ce înseamnă jurnalismul acesta în lume. Ce înseamnă în teritoriu, ce înseamnă local. Și atunci aș putea spune că va fi un punct important pe care îl discutăm sau îl tratăm, schimbăm opinii, ce vom face ca să sărbătorim centenarul Uniunii. Avem multe lucruri de făcut. Jurnaliștii din acea vreme, de acum 100 și ceva de ani, au constituit un bastion, a fost chiar un parlament național al jurnaliștilor, care a contribuit deopotrivă cu politicienii vremii la Marea Unire. Deci iată un motiv important să discutăm despre această sărbătoare pe care o prefigurăm și pe care ne-o dorim importantă, iar pot să spun de acum că în 22 martie la București, la Ateneul Român, va fi celebrat centenarul Uniunii. Presa, ca și în perioada interbelică și ca întotdeauna, a fost și ea partizană, dar cel puțin și-a asumat partizanatele, recunoscând de partea cui este. Niciodată, sau cred că niciodată, nu a fost un duel la sânge
între conceptele diferite ale jurnaliștilor. Și că au fost momente când s-au înțeles unii pe alții și au conlucrat în continuare sub același principiu al liberei, a libertății presei, a libertății de exprimare. E adevărat, acum traversăm o perioadă foarte încrâncenată. Și încrâncenarea aceasta ne-o dă spațiul politic, foarte încrâncenat. Și trăim perioada în care influențe din toate părțile sunt, din interior, dar și din afară, și trebuie să încerci să te poziționezi conform conștiinței tale pe o anumită direcție. Dar presa există și în ce mă privește pe mine, tuturor le-am spus că e bine să cunoști toate părerile pe cât posibil, nu să stai dimineața până seara la televizor, mai e și o carte, mai e și un ziar și ajungem la ziar, pentru că suntem la Făclia și presa scrisă nu moare nici ea, chiar dacă se va numi online, tot scrisă este. Internetul ăsta le face pe toate, și presa scrisă, și presa de radio, și de televiziune, și multe alte măscării, pentru că vedem ce se întâmplă pe toate rețelele de socializare și e greu să anticipezi, sau putem să fim vizionari și să fim puțin îngrijorați. Suntem îngrijorați că suntem contemporani, dar cei care vor veni după noi, poate voi, generația mai tânără, chiar veți trăi la o vârstă mai înaintată, ceea ce nu v-ați închipuit că poate să existe. Deci ar trebui să avem și această perspectivă de a înțelege că toate transformările acestea de tehnologie, de spirit, de civilizație, despre care am putea spune acum că sunt involutive, nu. Toate se dezvoltă în modul în care niște înțelepți ai lumii le fac. Nu știm dacă e spre bine sau nu. Omul de rând pe care îl servim ca slujitor ai presei, trebuie el să discernă cine este subiectiv, cine este mai drept, cine este mai apropiat de realitate. Publicul trebuie să ne judece. 100 de ani, sigur, este o perioadă în care multe instituții își celebrează centenarul și e foarte bine. E o întâlnire potrivită a momentelor, dacă mi se permite această exprimare. O întâlnire potrivită și pentru celebrarea semicentenarului Cerbului de Aur. Colegii mei, așa cum spuneam, foarte mulți dintre ei sunt acolo la Brașov. Vom intra în legătură telefonică imediat și cu colega Anca Babaioana. Până atunci însă urmărim un scurt material al colegilor. Startul ediției a fost dat de Big Metal Radio și Orchestra din Brașov. Giulia Cinquetti, câștigătoarea marului trofeu Eurovision 1964 și invitată la a doua ediție a Cerbului de Aur, a deschis seria recitalurilor. Un moment special a fost al lui Miniței Dobrescu, prima cântăreață din România care a obținut Cerbul de Aur. Cele două artiste fac parte din jurul ediției aniversare. Rând pe rând, pe scenă au urcat laureații celor 17 ediții. Doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, râsul mi-e mai rar, amarul mai amar. Chiar este rea, asta e lumea mea. Iată, disertar, ieși dintr-una, parcă un coșmar. Vine dor de la badea, dorul vine și el va. Shut up!
Organizatorii festivalului au pregătit și câteva momente emoționante de omagiere a unor artiști români plecați dintre noi: Anda Călugăreanu, Laura Stoica, Mălina Olinescu, Dan Spătaru. Artistul portughez Paulo Bragança a uimit cu un moment inedit. Sunt 6 persoane pe care le am în suflet. Regele Mihai, Mircea Eliad, Mihai Himenescu, Maria, Maria, Maria Tanaze. Cioran. Și pictorul Tudor Banus. Atmosfera incendiară a fost completată de recitalul trupei de Humans cu un colaj de melodii celebre românești. Andra a încheiat gala laureaților cu un concert de excepție. Într-un fel îmi pare rău că nu sunt acolo la Brașov, pentru că emoția transmisă este mare și povesteam chiar în pauză prin mesajele de pe telefon, cumva, sau poate de aici, din mesajele de pe telefon, mi-a crescut tristețea că nu sunt la Brașov. Dar mă bucur că Anca Babaiana poate să îmi spună cum sunt lucrurile în acest moment acolo la Brașov și ce anume pierd. Bună ziua! A fost cu adevărat o seară magică la Brașov. Muzica a răsunat în Piața Sfatului până târziu după miezul nopții. Scena impresionantă și jocul de lumini au fascinat pur și simplu publicul, care a cântat alături de artiști melodii mai vechi și mai noi. A doua zi a festivalului aduce însă cu ea mari emoții pentru cei 18 concurenți care luptă pentru trofeul Cerbul de Aur, dar și pentru premiul de 25.000 de euro. Proba de foc este cu siguranță pentru ei piesa ce trebuie interpretată în limba română. Tot repetă de câteva luni, iar în seara de gală au avut ocazia să urmărească live câțiva dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști români, de la care au cu siguranță multe de învățat. Prezentatorii acestei seri sunt actorul italian Gabriel Garco, cunoscut de publicul român grație serialului difuzat de TVR Onoare și Respect, iar Iulia Vântur are acum o carieră fulminantă în India. Și în această seară vor fi recitaluri care vor anima cu siguranță Piața Sfatului din Brașov. Amy McDonald, dar și Flavius și Linda Teodosiu urcă pe scena de la Cerbul de Aur, iar Loredana nu mai are nevoie de nicio prezentare. Așa cum ne-a obișnuit, artista pregătește un show incendiar. La această oră se fac încă repetiții. Totul e pregătit pentru o nouă seară de neuitat aici la Cerbul de Aur. Și vă reamintesc că ediția aniversară a festivalului este transmisă în direct și în exclusivitate de TVR1, TVR Internațional, TVR Moldova și TVR HD, începând cu orele 20 și 30 de minute.
Mulțumesc foarte mult, Anca. Da, da, la 20-30 de minute pornim televizoarele pentru Cerbul de Aur. Poate un pic prin excepție, în data de 1 septembrie nu vom porni televizoarele, ci vom fi în Piața Vramiancu, asta desigur dacă suntem în Cluj-Napoca, și în secundele următoare o să înțelegeți de ce. Opera Aperta. Mă bucur că alături de mine a sosit Simona Dordea să povestim despre o nouă filă, să zicem, în ceea ce înseamnă bucuria de a savura opera. Bine ai venit, Simona! Bine te-am regăsit! Mulțumesc frumos, Irina, pentru invitație! Două zile mai sunt până în 1 septembrie. Da, până dăm acea filă. Da, este fila care dezvăluie stagiunea lirică 2018-2019, așa că parte de repetiții multe, intense și emoții în egală măsură avem și noi. Precum anunțai tu, într-adevăr, pe 1 septembrie ne revedem în Piața Vramiancu, la operă. Este concertul care deschide și prezintă stagiunea acestă să înceapă, urmând ca apoi să ne vedem pe 2, adică duminică, și marți, în data de 4 septembrie, în Piața Unirii. Așa cum ne-au obișnuit deja spectatorii și cred pe toți clujenii de altfel, venim în întâmpinarea lor cu muzică, într-o sărbătoare pe care sperăm să împărtășim tuturor. Deci, în 1, în fața operei, în Piața Vramiancu, și practic va fi spectacolul ce aduce câte o părticică din principalele spectacole pe care le vedem în noua stagiune. Da, este o trecere în revistă, să spunem un colaj a tuturor spectacolelor care se vor regăsi pe parcursul întregului an în sala noastră de spectacole. Sunt toate titlurile îndrăgite, toți compozitorii renumiți pe care publicul se întoarce întotdeauna cu mare plăcere să-i asculte și să le revadă punerea în scenă a capodoperelor. Aceasta se va întâmpla pe data de 1 septembrie, cum spuneai tu, sâmbătă, iar în Piața Unirii pe 2 și pe 4 septembrie vor fi două spectacole, tocmai două dintre cele mai iubite spectacole ale noastre: Elixirul Dragostei, duminică seara, pe data de 2, începând cu ora 20, iar marți, în 4 septembrie, deci prea repede timpul, așa, va fi Turandot, în a doua și ultima seară de spectacol din această ediție Opera Aperta, din nou cu începere de la ora 20. Încă nu s-a terminat august și deja suntem în 4 septembrie, pentru că, într-adevăr, iubitorii de
de operă și iubitorii de frumos deja și-au trecut în agenda cel puțin aceste trei spectacole. Pentru celelalte, cred că va fi de urmărit site-ul și, mă rog, da, broșurile. Se regăsesc câteva deja anunțate pe site-ul nostru, sunt și disponibile pentru a fi achiziționate biletele. Mergem întotdeauna pe o prezentare și o facere publică a trimestrului pe care îl începem. Ca atare, până înspre finalul toamnei, deja se regăsesc și spectacolele acelea pe site-ul nostru. Dar cred că este și mai plăcut să le audă, să audă acorduri din fiecare, din fiecare spectacol, să fie savurate în Piața Vramiancu. Exact, aici vreau să ne întoarcem în Piața Vramiancu în 1 sâmbătă, de la ora 20. Anumiți invitați speciale vrea să punctezi în întâlnirea? Da, este un solist foarte apropiat, sufletește de noi și la rândul nostru și noi ținem foarte mult la el. Este vorba despre Zoltan Noghi, pe care cu siguranță toți spectatorii noștri fideli și cred că nu doar aceștia și-l amintesc de pe scenă și din numeroasele spectacole și concerte în care a fost prezent alături de noi. Un bas bariton format la Cluj, a absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima și a dezvoltat o carieră internațională impresionantă. Dar revine întotdeauna cu aceeași mare plăcere alături de noi, alături de colegii săi și iată, de data aceasta îl anunțăm din nou ca și invitat special. Sunt soliștii renumiți și apreciați ai operei române, desigur, prezenți la rândul lor pe scenă, orchestra și corul nostru, iar bagheta dirijorală este inconfundabilă și a numea maestrului David Crescenzi, care punctează întotdeauna cu eleganță și umor, de multe ori, spectacolele și galele în care este prezent. Să subliniez, tu ai spus, dar aș vrea să subliniez, nu există o confuzie, în 1 spectacolul este în Piața Vramiancu, însă în 2 și în 4 cele două spectacole sunt în Piața Unirii. Cumva Piața Unirii destul de des a găzduit spectacole ale operei, e aproape a doua casă, dacă mi se oarecum, permite. Oarecum, da. Tocmai de aceea cred că și semnificativ am ales aceste denumiri la operă. Iată, întâmpină publicul pe esplanada Operei Române din Cluj, deci în Piața Vramiancu. Iar proiectul nostru deja de tradiție și emblematic, cred, opera Aperta, își revelează scena într-un alt context inedit al aerului liber, dar în Piața Unirii, acolo unde cred că i-am obișnuit deja pe clujeni de-a lungul celor 4 ediții, deja îndeplinite cu succes în fața mii de spectatori. Revenim acolo și reiterăm magia. În fereastră acum avem din nou imagini din acest clip de promovare a spectacolelor operei și nu pot să nu remarc că e iarăși o chestiune inedită. Avem fetele care cântă într-un fel de birou sau un spațiu tipic corporațiilor. Da. Avem solistul care este pe un acoperiș undeva lângă un horn, iarăși o chestie foarte atipică și într-adevăr îndrăzneață. Da, promul acesta a fost puțin mai lung altfel și voluntarii Operei Române pe care îi avem mereu aproape ne-au ajutat în filmările necesare. Vedeți varianta scurtată totuși, pentru că nu e așa, trebuie să fie un clip scurt, captivant, dar da, tocmai această intersecție a lumilor diferite, poate contrastante, cred că se regăsește în majoritatea proiectelor pe care le propunem, pentru că, în definitiv, ne dorim să arătăm deschidere tuturor. Publicul este extrem de larg, de versatil la rândul său și cred că avem ceva care se bucure pe fiecare în parte prin spectacolele noastre. Și dorim să le arătăm asta tocmai prin deschiderea și în alt loc decât scena clasică și sala clasică de spectacol. Aștept cu nerăbdare să ne vedem la spectacole. Mulțumesc! Acestea trei, da. Ne bucurăm din nou de prezența lui Zoltan Noghi și în Elixirul Dragostei pe data de 2 și pe 4 va fi Lila Lee, o soprană excepțională din Coreea. Mulțumesc foarte mult, Simona! Mulțumim și noi! Ne întâlnim și mâine începând cu ora 15. Toate bune!